Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre captor solar cu vitraje din sticlă. Se utilizează pe scară largă deoarece sticla are o foarte bună transmisibilitate a radiațiilor solare incidente și este aproape opacă pentru radiațiile infraroșii cu lungime de undă mari. Sticla prezintă stabilitate la temperaturi înalte și rezistență la acțiunii agenților externi. Dar sticla are și dezavantaje, este grea și fragilă, astfel că manipularea reprezintă oarecare dificultate. Grosimea cea mai potrivită pentru plăcile de sticlă cu care se acoperă captorul este de circa 3 mm, dar pentru a rezista la grindină se preferă sticlă de 6 mm. Elementul principal al captorilor rămâne însă receptorul sau placa absorbantă care asigură încălzirea fluidului vector pe seama absorției radiațiilor solare incidente. Receptoarele pot avea diferite forme. În cazul captorilor pentru încălzirea aerului, acestea pot fi realizate din plăci de tabără îneglită, plăci de metal perforate vopsite negru între care se pune șpan metalic, tablă ondulată sau azbociment vopsite negru, plăci din sticlă negrite parțial sau din plase de sămă vopsite negru. Transferul termic între radiația solară și aer se poate face pe mai multe căi. Cea mai eficientă cale este cea indicată în diferite figuri din industria alimentară, unde circulația aerului se face atât prin spațiu cuprins între vitraj și receptor, cât și prin spațiu dintre receptor și izolator. În diferite figuri prezentate în diferite manuale este prezentat un captor în care aerul, după ce se încălzește în spațiu dintre placa de sticlă și receptor, este forțat să circule și în spațiu cuprins dintre receptor și izolator. Prin această trecere dublă a aerului peste ambele suprafețe ale receptorului se realizează o creștere importantă a nivelului de temperatură. Captorii în care aerul circulă numai între receptor și izolator s-au dovedit eficienți în cazuri în care temperatura de lucru nu este mult mai mare decât cea a mediului exterior. Un factor important pentru mărirea randamentului constituie asigurarea unui curent de aer turbulent. Dacă curentul de aer este laminar, transferul termic este scăzut. Aerul din vecinătatea suprafeței este aproape staționar și se încălzește, în timp ce straturile de aer de deasupra lui trec fără a atinge suprafața receptorului. Pentru a crea o energie turbulentă, suprafețele receptoarelor nu trebuie să fie netede. În acest scop se constituie receptoare cu aripioare, receptoare cu suprafață ondulată, receptoare dispuse în trepte sau în zigzag, care creează turbulență. La nivel macroscopic, turbulența se creează prin ruperea curentului de aer. Cilindrul se efectueze un drum sinuos. La nivel microscopic, turbulența se creează de suprafețe rugoasă cu mici asperități, suprafețe nisipoase, țesătură, plasă sau plăci metalice perforate. Crearea turbulenței aerului are însă limitele ei. O mare turbulență a aerului presupune și o mare cădere de presiune prin captor. Acesta ar impune folosirea unor ventilatoare puternice, iar energia electrică cerută de acesta ar putea anula valoarea energiei solare captate. Vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.